Nu regret o astfel de acțiune și consider că era necesar și lucrul ăsta mai ales l-am observat din interesul care a fost asupra raportului Kroll, luând în considerare că, de exemplu, în două zile, pagina de Facebook și de blog care, unde a fost postat raportul a fost accesată de mai mult de 70.000 de persoane doar în două zile.